Bună seara, dragi prieteni, și mă bucur din suflet că sunt cu dumneavoastră. Din suflet vreau să spun că am emoții, pentru că Sfântul Valentin mi-a dat așa la stomac, așa o învârteală, așa o tare de emoție, pentru că având lângă mine două talentate, două frumușele, foc, Mariana Palavu și cu Cristina Simion, tot timpul era să zic Simona, Simion, Valentin ăsta îmi face de cap, dragi prieteni. Bine ați venit. Nimic, îmi place și Simona. Bine v-am găsit. Mulțumim pentru invitație. Bine ai venit, frumoasă. Bine te-am găsit, Ioane. Cred că ești îndrăgostit. Altceva nu găsesc alt răspuns. Da, păi sunt îndrăgostit de voi, de cântecele voastre frumoase. De ce nu? Mă bucur. De ce nu? Vreau să anunț și prietenii noștri ca să intre în direct cu noi, să ne sune, să ne povestească frumos despre dragostea Sfântului Valentin, dar dragostea noastră este dragostea de cântec și de Sfântul de drăgobete, cum spun eu. Vă aștept, dragi prieteni, și atunci e dragostea mare, înfocată, gorjenească, cum spun eu cu spirit. Aia e sărbătoarea noastră. Aia este. Pe 24, dragobetele, sărbătoarea noastră a românilor. Pot să spun numărul de telefon 0353414518. Sunați-ne, dragi prieteni. Mulțumesc mult, Gabi. Gabi mă ajută pentru că el e Sfântul Valentin, așa spune el, pentru că el vă iubește și vă apreciază. Gabi de la din regie, că tot îmi spun, am cu sunetul ăsta, sunetul care spun, sunetul cântecului popular, așa cum spuneți voi. Mariana, și cum a spus voi și tu, Cristina, pentru prietenii noștri am înțeles că o să dați cadouri muzicale, nu? Da, am adus în această seară câteva CD-uri pe care o să le dăruiesc cu mare plăcere tuturor celor care intră în direct cu noi. E noul meu album, n-are decât 2 luni de când a ieșit pe piață. Sper să fie pe placul tuturor. De ce nu? Ia să vedem noi. Ia zi, Mariana, tu frumoasă. Alo, ia cum îți spui tu, alo. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Mă numesc Nina Rotaru din Bulteni. Și vreau să dau și o dedicație băiatul meu, că îl cheamă Valentin. La mulți ani, la mulți ani, cu sănătate. Mulțumesc toate cântecele din această seară, să le dedic băiatului meu. Să fie sănătos, să știți. Da, mulțumesc și o seară bună și cât mai multe emisiune. Mulțumesc, cu mare din drag. Sărumâna. Sărumâna. Frumos. Și cum am spus, Cristina Simion, tot așa un CD frumos. Uite, o să luăm colegii să-mi pun așa frumos. Uite... cântece frumoase, piese pe placul tuturor, de ce nu? Cristina Simion, eu am o amintire frumoasă cu Cristina, ne-am întâlnit la festivalul Tismana în 93. Doamne, ce tânăr eram atunci. Ce amintiri frumoase. Da, de unde vii tu, Cristina? Ia spune tu. Sunt din Gorj, din Turceni. Din Turceni, acolo, da? Sunt rădăcinile, acolo am rămas. Și cântecul ai dus mai departe, de ce și nu? Și cântecul, da, îl duc, l-am dus și îl voi duce mai departe. Să fii sănătoasă, să-l duci în continuare. Mulțumesc, pentru că asemenea. Dumnezeu te-a dat un har frumos și de ce nu? Eu așa zic, că încercăm să intrăm la sufletele oamenilor și să fie să-i mulțumim lui Dumnezeu oarecum pentru har. Alo! Alo! Sărumâna! Bună seara! Bună, bună seara! Inima. Mă numesc Cornelia Adam. Da? Ioane, te pup? Și eu te pup dacă tu dai un pic televizor un pic mai încet. Un pic, un piculete. Da, dragul meu! Dragul meu, vai, dragostea asta! Nu duci lipsă de dragoste, Ioane. Vreau și eu pentru finul meu, Valentin. La mulți ani! Mulțumesc din suflet! Colegul meu drag, pentru familia mea și pentru băieții mei de la Brașov, Tibi și Alex, o dedicație și mulțumesc din suflet, Ioane, colegul meu drag, te pup și emisiuni cât mai frumoase. Dacă îmi spui, te rog, colegul meu drag, spune-mi că eu sunt de la țară, de la Bălești sunt eu. Cornelia Adam! Draga mea Cornelia, te îmbrățișez cu drag, colega mea de la Școala Populară de Artă. Da. De ce nu? De ce nu, Cornelia? Pentru tine, puiule, da. Pentru tine, puiule, să fii cât mai autentic, natural. Te pup, dragul meu. Te pup, o seară Cornelia bună.
Mulțumesc din suflet. Să știi că ai un CD de la ori, de la Mariana, de la Cristina. De la cine vrei? Unu. De la cine vrei tu, dragul meu, să-mi dai un CD-ul? Te pup. Uite, ți-l iau de la Mariana Palavu. Ți-l-am luat. Dragul meu. Ți-l dă cu toată dragostea. Cu mare drag. Să fii sănătoasă și te mai așteptăm, Cornelia. Da, dragul meu. Dragi prieteni, nu mai bine, Cornelia. Dragi prieteni, să ne urmăriți și pe net. De ce nu? Și acolo, dați că ne găsiți. Chiar să salut și eu pe prietenul meu de la Pitești, pe Cosmin, să nu mai fie supărat, că știu eu de ce e supărat. Nu l-a părăsit deloc iubita. Te iubește în continuare, știu eu. Da, Mariana, tu de unde vii tu, Mariuță, dragă? Ia aici. Păi nu știu, că eu știu, dar nu știu prietenii noștri. Da, vin din satul Bâlta, comuna Runcu. Comuna regretatei Maria Apostol. Da. E vinul foarte bun. Da, știu. Ai eu. Băut, de-aia vorbești, da, așa? Cum să nu. Foarte bun, da. Pe voi v-a cuprins Sfântul Valentin, așa, dragostea asta, că e împrumutată, nu? Eu așa, ia să vă aud. Eu cred că ia să vedem. Tot timpul ar trebui să iubim și să fim îndrăgostiți. Ia să vedem dacă prietenul nostru, alo? Alo, bună seara. Alo, bună seara. Bună seara. Bună seara. Sunt un cetățean din satul Bâltișoara și pentru fata, floarea noastră de la Pleșa. Dacă dați un pic televizorul mai încet, dați că ne auzim noi. Dați-l încet, să ne auzim, că ne auzim cu ecou, așa. Da, imediat. Așa, domnul meu, dacă să ne spuneți cum vă cheamă. Ion Iacobescu mă numesc. Domnul Iacobescu. Și vreau să dedic toate fetelor din Bâlta, Bâltișoara, Runcu. A, de unde este cu Mariana asta mea frumoasă? Da, Constătean. Bună seara, îmi pare bine că ați intrat în direct cu noi. Da, și îmi pare bine că avem și noi o floare care ne reprezintă. Și îi doresc orice melodie de adânci să fie pentru tot satul Bâlta, Bâltișoara, Valea Mare și tot satul Lăsesul Munte. Cu mare drag. Să fiți sănătoși. Și vă mai așteptăm cu drag. Eu rog colegii mei, pentru că vreau să le pun la muncă pe domnișoarele astea mele frumoase, le spun domnișoare, dar ele acasă au lăstari frumoși. Tu, Mariana, ai o fetiță frumoasă să trăiască alături de soțul tău, Mulțumesc Alin. Mulțumesc frumos, da, am o fetiță, are 3 ani și 6 luni. Acum este la mamaia la țară, o salut și pe ea și pe tati, părinții, frații, toți cei care ne urmăresc. Na și moșii, că tu știu că ai o moșică. Și nașii și moșii, da, moșica cred că e și ea. La o televiziune acum. Nu știu dacă ne urmărește, dar o salut. O salutăm pe moșica Elisabeta Vasile, îi spunem, și pe Gica Lubeti, cum spun eu. Cristina, tu ai 2 copilași, nu? Da, am 2 copii minunați, Adnana de aproape 20 de ani și Robert de 13 ani. Îi pupă mami și îi salută, îi sunt la o petrecere și te rog să-mi permiți să-i dedic întreaga emisiune lui domnul Ilarie Mircea, la care în momentul când voi pleca de aici mă voi duce acolo. Să petrecerea să fie în continuare. Mergem cu toții, nu? Da, de ce nu? De, de ce aici nu acolo. De aici. Toate de cele ce bune. Nu? Mariana, dă-mi voie să iau un telefon și după aia te pun la treabă, da? Cu mare plăcere. Alo? Alo, bună seara, domnul Drăgan. Bună seara și invitatelor dumneavoastră. Bună seara. Bună seara. Sănătate. Mă numesc Petcu Laurențiu din Câmpul Fein, Comuna Arcani. Și vreau să fac câteva dedicații. În primul rând pentru dumneavoastră, pentru invitatele dumneavoastră. Cu plăcere și întreaga echipă Tele3. Tu ești fidelul emisiunii, tot timpul ne suni, nu? Da, da, pe fiecare vineri seară vă urmăresc. Cu mult drag, să ne urmărești în continuare, că uite, aducem interpreți dragi și valoroși, de ce nu? Da, da, sigur. Vreau să fac câteva dedicații, pentru părinții mei, pentru bunicii mei, pentru nașii mei, pentru unchiul meu, pentru toți cei care mă cunosc, pentru toți ascultătorii Tele3. Mai am o dedicație specială și pentru mine, care duminică înțelebez ziua de naștere. Să fii sănătos, la mulți ani! Mulți ani fericiți! La mulți ani și din partea noastră! Și dumneavoastră! Și toate melodiile din această seară să fie și pentru mine! Să fii sănătos. Auzi, dar ai primit ăsta cu Valentine-ul ăsta. Zic bine, nu? Eu zic cu dragobetele, dragostea asta, ai primit-o? Da. Mi se pare că este o prostie ziua de... Nu e o prostie când iubești și ești îndrăgostit. Asta nu. Dar eu nu prea cred în ziua de 14. Mai bine este ziua de 24, ziua aia de dragobete, nouă. Sărută fetele, le pupi așa frumos, cu stil autentic. Da, asta este o zi copiată de la americani și nu prea mi se pare corect. Da, mă, dar noi iubim tot timpul, fiecare zi, de ce nu? Așa este. Ia acum. Pentru asta să știi că sunt foarte supărat, rău de tot, că o să o pun pe Mariana Palavu să ne cânte. Da, vă mulțumesc, la revedere.
O seară minunată! Puiule
nevoie de tine, am nevoie până mor. O zi trece alta vine și plânge sufletul meu, dorul ce arde în mine e ca pământul de greu. E doar puiule cu tine să-mi treacă nopțile și tot în brațe la tine să mă prindă zorile. Fânul proaspăt cosit, cerul cu stelele toate ne-a fost martor la iubit. Am dormit cu tine în brață, pe fânul proaspăt cosit, cerul cu stelele toate ne-a fost martor la iubit. O zi trece, alta vine și plânge sufletul meu, dorul ce arde în mine e ca pământul de greu. O, mulțumesc frumos, Mariana, pentru cântecele astea frumoase de drag. Am probleme cu dragostea asta, pentru că, uite așa, mă fâstăcesc. Alo? Alo? Sărumâna! Bună seara, domnul Drăgan! Sărumâinile! Mă numesc Venea Cornelia de la Scoarța. Vă felicit pentru emisiune. Vă mulțumesc din suflet. Ne bucurăm că aduceți numai fete frumoase în casă. Și talentate, să știți. Și talentate, da. Le urez multă sănătate, succese și tot ce-ți doresc dumnealor pe linie profesională și bineînțeles dumneavoastră. Vă mulțumesc din suflet, doamnă. Domnul Drăgan, mulțumim frumos. Am mai vorbit cu dumneavoastră și pe alt post, dacă mai țineți minte. Sigur că da, am fost la domnișoara, la doamna Codruța. De ce? Așa, vreau să dedic această emisiune în mod special tatălui meu, Popescu Ion, de la Scoarța, care astăzi am plinit vârsta de 86 de ani. Urez să vă trăiască. Fiicei Cornelia, a ginerului Lucian, a băiatului Romulus cu băiețelul lui Bogdan și soția Mariana de la Milano. Îi urăm sănătate, fericire și să mai dea Dumnezeu să mai trăiască câțiva ani. De ce nu? Viață lungă să aibă. Poftiți? Viață lungă. Vă mulțumesc și mai dedic această emisiune nepoțelei mele, Ana Maria Voinea, cu tatăl ei, preot Lucian Voinea de la Crasna și soția Manuela, o bună prietenă, Bliduț Iuliana și la toți cei care mă cunosc. Vă mulțumim și vă mai așteptăm cu drag să ne urmăriți vineri, și să ne spuneți lucruri, de ce nu, și frumoase, și bune, și rele. Că Valentinul ăsta m-a dat peste cap la mulți ani, Sfântilor. Domnul Drăgan, mi-ați făcut o promisiune, dar nu știu dacă o să vă țineți de cuvânt. Ce am zis? Să urăm și doamne Natalia Gorjanu. O să vină și doamna Natalia Gorjanu, vă promit eu. Ați promis că o aduceți în emisiune. O să vină doamna Natalia, pentru că se fac programările, știți cum sunt colegi care vin și le spunem pe data de, te aștept la emisiune, așa cum Mariana Palavu mi-a dat mare emoții. Mare emoție, a spus că... Nu minți! Nu, mi-a dat mare emoție, a spus că ea este totuși, nu este îndrăgostită decât de soțul ei și de familie ei dragă. Doamna Mariana, da, vă rog să mai dedic această emisiune unei familii de la Bătișoara, Chivulescu, Mihai și soția Stanca, a fost polițist domnul, fosta Iacobescu Stanca, ea mi-a fost colegă la liceu 4 ani de zile, îi urez sănătate, fericire și să-i dea Dumnezeu să mulți ani și să ne întâlnim odată. Vă mulțumim, vă așteptăm dragă, doamnă sănătate. Dragă pe la noi. Bine, domnul Drăgan, sănătate. Sărumâna, sănătate și dumneavoastră. Măriuță dragă, cum spun, da, eu Ioane, Măriuță te ascult. Dragă. Cristina. Te rog să-mi dai voie să-i dedic prima mea piesă, Stătai ca-n prispă și plânge, pentru tatăl doamnei și pentru... Și pentru tatăl meu. Și pentru tatăl tău. Și e o piesă foarte frumoasă. Și pentru toți copiii, spun copiii, pentru că atunci când mai ai părinți, încă te mai simți pentru copil, părinți. Nu contează vârsta. Așa este. Alo? Alo? Sărumâna. Bună seara. Bună seara. Bună seara.
Mă numesc Stanciu Elena și vreau și o dedicație pentru copiii mei care mâine sunt nași, creștinează o finuță. Să vă trăiască. Și pentru vecina mea, Mariana Palavu, care o văd acum în direct, îi doresc multă sănătate și familiei și o pup și dumneavoastră, vă dedic. Mulțumesc frumos. Și la familia mea întreagă. Să aveți sănătate. Mulțumesc, mulțumesc. Vă mulțumim din suflet o și vă mai așteptăm bună. Cu drag. Să mulțumim frumos și vă dedicăm cu drag. Nuții, o pupă nuții dulce. Ah, vă pup și eu. Vecina unde beau cafeaua, da? Da, da, da. Putem să mergem și noi să bem cafeaua la dumneavoastră. De ce să nu venim? Da. Nu v-am recunoscut. Bună. Nu v-am recunoscut prin telefon și după numele de Stanciu. Nici atât, nu mi-a... Uite, eu am primit... Așa că nu ți te pupă dulce. Și eu vă pup și vă dedic toată emisiunea la întreaga familie. Să rămână, să rămână și vă mai așteptăm cu drag. O seară bună. Revedere. Cristina, vreau să dedic piesa ta cu tata pentru buna mea prietenă, cum spun eu, airstylista Violeta Aninoiu, care ea m-a aranjat pentru domnul Aninoiu, pentru tatăl meu și pentru toți tații, de ce nu? Spun asta, uite, eu am primit un buchet de flori de la colega de la Irina, uite, floarea dragostei. Ea miroase frumos. Și pe dumneavoastră vă zic să mirosiți acest... Și avem și un telefon cu dragoste, cum spune colega mea Irina. Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitatelor dumneavoastră. Bună din seara. Intermediul dumneavoastră vreau și eu să salut pe domnul Gigi Vasile pentru pe doamna Elisabeta Vasile. Sunt Viorel de la Bivești. Așa, domnul. Salutăm și noi, cu drag. Familia Nicolciuiu de la Bivești, pentru familia mea și pentru finii mei, Ivan Nicolae și cumnații mei, Ivan Ion de la Pengești Ocadia. Să vă trească și îl salutăm și noi pe domnul Gigi Alubeti. Da, neamul e lui colega de lângă mine, cu Mariana. Lubeti. Gica Lubeti. Da. Gica Lubeti, da. Da. Ei sunt frumoși și fetiței mele. Și eu, dacă se poate, să o aduceți și pe doamna Elisabeta. Cu mare drag, va veni și Beti aici, cum îi spun eu, sora mea de suflet. Vine și Beti, vine și Cristina Olteanu. Cu melodia dumneavoastră care este acolo preferata mea. Care melodie? A lui Cristina, a lui Simona sau a lui Mariana? Că nu mai știu. Că m-ai dat peste cap. Nu, eu întregam cu Elisabeta Vasile. Ah, da. Duietele. Duietele. O să cântăm și o să vină și Beti. Vă promit eu. Vă rog frumos, vă doresc o seară bună. Sănătate din, seară bună. Din suflet. O seară bună. Doamne ajută. Uite ce face Sfântul Valentin din mine. Mă dă așa, mă răscolește. Dar lasă-l în pace pe Valentin. Păi am spus că ani. Nu e sărbătoarea noastră. Păi când o fi de drăgobete, măi, Măriuță, așa, măi. Atunci e altceva. De ce lasă-l nu? În pace, să nu te mai dea peste cap. Cu da. Valentin, Sfântul Valentin, nu? Da. Tu iubești de când te-ai născut tu? Da. Fiecare tu, vârstă cu iubirea Cristina, ei. Tot așa? Da. Păi dacă iubești așa de mult, vreau să te pun la muncă, să știi. Cu mare drag. Cu mare drag. De ce nu? M-ai dat peste cap pe mine, măi, Cristina, să vedem ce ne ce prietenul nostru, prietena, telespectatorul. Alo? Alo? Alo. Sănătate multă! Să trăiți, domnul Drăgan, Ion. Sunt o cunoștință, un coleg de-al dumneavoastră, de câte ori ne întâlnim. Prin Piața Mică, pe la statuia Tudor Vladimirescu și zic, domnul Ion Drăgan, dumneavoastră sunteți cumva, Superman. Păi eu vă las acasă la Edno, vă găsesc la Tudor Vladimirescu. Vă las acasă la Edno sau la Favorit, vă găsesc la Piața Mică. Se poate așa ceva? Da, da, televizorul ăsta mă face așa să mă duc peste tot. Da. Și am intrat și în casele dumneavoastră și astă seară tot în casele dumneavoastră am intrat. Da. Aveți o dedicație de făcut cumva? Da. Cum să zic, am o dedicație pentru doamna Mihaela de la Kaufland. No, să treceți pe la caserie, să știți. Da, doamna lucrează la mezeluri și e dedicația din partea unui om cu care a venit după Sfintele Sărbători de Anul Nou de la București la Târgu Jiu.
și dacă se poate o melodie la plăcerea dumneavoastră. O să cânte Cristina Simion pentru dumneavoastră, nu știu ce am astăseară. Toată emisiunea din această seară o dedicăm dumneavoastră și prietenilor dumneavoastră. Da, și vă doresc mai bine să fiți sănătoși, ne întâlnim cu bine. Doamne ajută, sănătate din suflet. Să trăiți, la mulți ani. Și piesa ta, Cristina, pentru prietenul meu Cosmin, care ne urmărește pe net, pe internet, de la Topoloveni. Să știi. Cu mare drag, cu mare drag. Bine. Până mare de v-am făcut.
să n-o lași nesăpată. Pe brânci, taică, am muncit până marte v-am făcut. Veniți, taică, pe la mine cât mai pot și mai am zile să vă împarcă de ceva făcute de mâna mea, mă. Veniți, taică, pe la mine cât mai pot și mai de mâna mea, mă. Dușmanilor, fără minte, mi-ascultați două cuvinte. Poarta mea-i deschisă pentru fiecare. Hai, dușmani, veniți cu micu mare. Să vă văd la față, să vă mulțumesc că-mi dați putere și viață să trăiesc. Luați și cheia de la casă, să vă dau pâine și sare. Veniți că am curtea mare. Poarta mea-i deschisă pentru fiecare. Hai, dușmani, veniți cu micu mare. Să vă văd la față, să vă mulțumesc că-mi dați putere și viață să trăiesc. Mi-ai deschisă pentru fiecare. Hai, dușmani, veniți cu micu mare. Să vă văd la față, să vă mulțumesc că-mi dați putere și viață să trăiesc. Mi-ai deschisă pentru fiecare. Hai, dușmani, veniți cu micu mare. Să vă văd la față, să vă mulțumesc că-mi dați putere și viață să trăiesc. Poarta mea-i deschisă pentru fiecare. Hai, dușmani, veniți cu micu mare. Să vă văd la față, să vă mulțumesc că-mi dați putere și viață să trăiesc. Frumos, mulțumesc, măi, Cristinuțo. Pentru toți prietenii. Pentru cine ai spus tu, Cristi? Pentru toți dușmani, era pentru dușmani. Hai că toți avem, să nu ne Această mai... melodie, dacă îmi permiți, aș vrea să o dedic lui domnul Ion Cojocaru de la Ana Maria de la fica dumnealui. Pentru toți prietenii. Și pentru domnul Alex Mitrea. Da. Eu, tu, ce cântai tu așa frumos, cu stilul tău frumos, așa, tu ai o voce extraordinară de... Adică ai o voce plăcută, mie îmi place cum cânti tu. Mulțumesc. Și eu te știu pe tine când mergeam în festivaluri, da. Dar până ce spun eu, ce vreau să spun cu Floarea lui Măriuța, să vorbim cu un prieten. Alo? Alo? Alo, bună seara! Bună seara și invitatelor dumneavoastră! Bună seara! Sunt Adelina Tomulescu din Rovinari. Oh, Adelina, te pup, Adelina! Ce faci, mai Adelina? Eu vă pup!
Te ascult, Adelina. Vreau să dedic toate melodiile din această seară, da? Bunicilor mei, părinților, pentru vecinele mele, pentru toți cei care mă cunosc, pentru colegii mei, colegii de la școală și de la Clubul Elevilor Rovinari. Unde ai pe? Adina, unde ai tu? La Rovinari pe cine ai tu, profesor? Pe doamna Emilia Drăgătoiu-Nanu. O salutăm pe doamna Emilia Drăgătoiu-Nanu, de ce nu? Așa? Pentru toți cei care mă cunosc și de ce nu îndrăgostiților? Normal că noi avem foarte mulți îndrăgostiți. Astăzi chiar și tu ești îndrăgostită de cântecul popular, de prieteni, de ce? Și de... De viață. De viață, dar de prietenul tău, dar îmi spui mai târziu, îmi spui numai mie, să nu știe... Îți mulțumesc pentru telefon. Și te mai așteptăm cu drag, da? Cu mare drag. Bine, la revedere. Mai făcut așa să nu mai fiu trist, cum a zis Cristina pentru dușman, numai că tu ai spus că iubești foarte mult și că ești talentată. Dragi prieteni și dragile mele colege, vreau să vă spun că în fiecare vineri, cum spun eu, o să aducem în fața telespectatorilor talentații, micii mei talentați, cum le spun eu, pe pioniera cântecului Gorjenesc. Uite, am emoții când am văzut-o pe Roxana Croitoru. Bine ai venit, Roxana! Bună seara, bine v-am găsit! Hai să spunem noi bună seara, să vedem cine iese la firul celălalt. Alo, bună seara! Alo! Alo, bună seara! Sărmâna! Bunica Roxane Croitoru de la Topești, bunica care a crescut, am nimerit-o la moment. Da, da, parcă ne-am vorbit. Bună seara, domnul Dragan, bună seara invitatelor dumneavoastră. Bună seara! Sărmâna! O emisiune foarte frumoasă, să vă dea Dumnezeu sănătate, să faceți cât mai multe emisiuni. Vă mulțumesc din suflet, dar le mulțumesc și colegilor că mă suport așa cu defecte. Cu defecte și cu defecte. Aveți numai calități bune. Vă mulțumesc din toată inima. Dedic această emisiune soțului meu, băieților mei, nurorilor mele, nepotenului meu și în primul și ultimul rând am lăsat-o ultima pe Roxana, că o iubesc din suflet și tot binele din lume, mamaia și tataia de la Topești. Am emoții. Vă mulțumesc mult. Sărutăm și suntem alături de ea tot timpul. Dacă îmi dați voie, vă rog din suflet mai puțin, dragostea asta cât v-a cuprins pe dumneavoastră, doamnă? Ani, cât viața asta lungă, câți ani de dragoste? Avem 43 de ani de căsnicie. Mulți înainte, mulți înainte, să fiți sănătoși și să mă susțineți în continuare cum m-a susținut și până acum. Mulțumesc! Așa de bine au lucrat. Mamaia, vă mulțumesc, o seară bună și emisiuni cât mai frumoase. Toate cele bune. Mulțumim din suflet, vă mulțumim și vă mai așteptăm cu telefonul. Uite, Roxana, ce bucurie, ce bucurie, ce mândrie, ce... Cum ți-a dat Dumnezeu așa un noroc curat... Dar și tu ești un copil minunat. Așa este. Bună seara, cum spuneam, bine v-am găsit. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur foarte mult să mă aflu în seara aceasta aici. Cu mare drag, bucuria e de partea mea și colegii mei, când au văzut că ești talentată, Irina chiar avea un CD cu tine și a spus că uite, să aducem neapărat acest copil talentat, că a făcut o emisiune cu tine. O pup și o salut și eu pe Irina. Am fost și la ea în emisiune și mulțumesc și ei. Chiar să știi că s-a bucurat foarte tare despre venirea ta aici în această seară. Tu ești eleva la Școala Populară de Artă la... La doamna Liliana Ciochină, căreia vreau să-i mulțumesc foarte, foarte mult, și la Colegiul Național Spiru Haret, unde l-am profesor pe domnul Laurențiu Popescu, care m-a înscris la toate concursurile care le-am obținut eu anul trecut, în 2013. Și mă susține și mă înscrie de fiecare dată. Eu știu mulțumesc, că tu domnul Laurențiu. Ai plecat și de la un alt om, de la doamna Emilia Drăgătoiu-Nanu. O salutăm și pe Emilia. Așa este, un salut și mulțumesc și doamnei Emilia Drăgătoiu-Nanu. Pentru că orice om important care ne-a întins o mână de ajutor, sigur că da, o portiță, sigur că da, au fost importanți pentru noi. Să vedem ce ne spune prietenul, telespectatorul nostru sau telespectatoarea. Alo? Bună
Bună seara, domnul Dragan. Sănătate bună multă, seara. Domnule. Vă ascultăm. Domnule, invitatele dumneavoastră, inclusiv domnișoare care a intrat acum. Domnișoara Roxana. Da. Vă ascultăm. V-am sunat și eu ca să nu rămână orașul ăsta, Târgu Jiu. Cum să rămână? Cum să rămână? Cum să rămână? Sate și orașul Târgu Jiu nimic, ca să înțeleagă că nu le place folclorul. Nu, e adevărat. Tot timpul noi am fost și suntem mândria. Eu spun că când spun totul e gorjul peste tot, e numai bine, să știți. Sunt copii talentați, interpreți buni, oameni cu suflet curat. De ce nu spuneți că când spun Gorj, eu spun tot timpul? Dar noi venim din Gorj, noi suntem gorjeni și am aici trei gorjeni, ce frumoase! Telefoanele care au venit din sate nu mă deranjează, dar vreau să fie și Târgu Jiu în rând. Păi sunt din Târgu Jiu, Mariana Palavu stă în Târgu Jiu, Roxana Croitoru din Târgu Jiu. O cunosc foarte bine. Vă ascultăm. Am ascultat cu plăcere cântecele ei. Dacă dați dumneavoastră televizorul un pic mai încet, că ne auzim cu ecou. Doamne, ce buchet frumos am. Cele de la o nuntă mi-au mers la suflet. Da? Vă referiți la colegele mele, da? Da, da, da. Așa? Cele de la doamna Mariana. Da. I-ați vorbit ultima dată de dânsan, dar în mod egal. Ne bucurăm. Acum, dacă îmi permiteți o recomandare sau, mă rog, o plăcere, cum să zic eu așa, o dorință. Vă ascultăm. Dacă ați putea în viitor să vină și doamna Livia Argintaru. De ce nu? Chiar am vorbit ieri cu Livia Argintaru. De ce nu? Am să fiu foarte atent. Doamna domnișoara Berbec, dar mi-e teamă să greșesc să spun și numele celălalt, că nu sunt sigur. Olguța. Hai, cum Olguța Berbec, cum să nu? Da, Olguța, bine. Da, și o să vină, deci. Pentru că de doamna Bălmău. Noi vă mulțumim din suflet pentru telefon să ne cânte domnișoara Roxana Croitoru. Cu mult drag. Haide, dragi colegi, regia, dacă mă aud că așa dragostea asta face valuri, 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 Valentine-ul ăsta m-a dat peste cap și pe mine. Ce repede a crescut mare raza lui tata de soare. Merg pe drum și mă mândresc, știu pentru cine muncesc. Tot alături
s-ar mința sincerat pentru un pic de sărutat, măi, măi. Firea mare e să fii pentru tine ce bății, măi, măi. Ce s-ar mința sincerat suflet, o voce frumoasă, un copil talentat, cu multe premii, vreau să spun, cu multe, da, multe, știu, multe premii, vânătoarea de premii. Bravo. Am văzut că Roxana postează de fiecare dată, se mândrește, se vede că e, pentru ea e ceva mare, un lucru mare. Și felicitări din suflet. Vă mulțumesc. Să fii sănătoasă și te mai așteptăm cu drag și mult succes la spectacol care l-avem noi pe 12 martie, da? Martie, da. Vă mulțumesc și ori de câte ori voi fi invitată, voi răspunde da. Dar noi vorbim da. La? Într-adevăr, vorbim la pertu, dar na, totuși. Alo? Alo, bună seara. Bună seara. Mă numesc Cârțila așa din Dragoste. Vreau să fac și o dedicație pentru bunica, bunicii mei, Dumitru și Mariana. Să vă trăiască. Așim? Să vă trăiască bunicii. Pentru sora mea, pentru beșorii mei, pentru toți care mă cunosc. Pentru toată lumea și pentru prietenul tău sau pentru dragostea vieții tale, de ce nu? Nu am. Nu ai? Nu. Păi nimica, las că găsim. Avem aici, am colegii mei aici care așteaptă cu brațele deschise, uite așa. Și mai am eu un prieten foarte bun de la Topoloveni, a spus că l-a părăsit iubita, nu l-a părăsit. Îi spun eu că nu l-a părăsit. Deci avem și colegi care... Domnișoară, te mai așteptăm cu drag. A fost o glumă, așa, dragostei. La revedere. La revedere. La revedere. S-a speriat domnișoara, nu știu și tu cum s-a speriat. Ce face dragostea asta din om, nu din mine. Eu sunt un om... Din cu... noi toți. Din noi toți, din da? Noi toți. Eu sunt un om foarte cu minte, un om cu scaunul la cap. Am și scaun acasă, stau și pe scaun, așa că nu e nicio problemă. Tu ce zici, Mariana, cu dragostea asta? Cum se poate împărți? Vreau să spun, dacă îmi dă voie colegii, de uitați, admiram părul, frumusețea, trandafirul. Alin știe că tu, eu pusei mâna pe tine, că... Sper că Alin nu, Aline, sper că nu. I-am aranjat decât buchetul de flori. Uitați-vă ce talentată. De... Așa... Mulțumesc de apreciere. M-am făcut dă-mi frumos. Voie să te... Păi tu ești o frumoasă de când ai născut. Mulțumesc. Te știu eu pe tine. Dă-mi voie. Alo? Alo, bună seara. Mă bună numesc seara. Roxana. Bună seara. Cum vă numiți? Cum vă numiți? Roxana. Mă numesc Roxana. Așa, Roxana. Ești îndrăgostită? Da, sunt. Ești cu prietenul lângă tine? Nu, nu. Nu ești? Nu. Bine. Aștept. Am sunat să o felicit pe Roxana Croitoru pentru talentul pe care îl are. Am văzut-o la foarte multe emisiuni, printre care și a dumneavoastră, și a cântat extraordinar de bine. Ea cântă foarte frumos, să știi. Da, 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 am observat-o, urmăresc mereu și o apreciez din tot sufletul. Pot spune că este viitoarea Maria Lătărețu. Niciodată nu va înlocui pe Maria Lătărețu nimeni, de când Maria Lătărețu va fi Maria Lătărețu, Lătărețu. Dar Roxana Croitoru va fi ea. Deci da, Maria da. Lătărețu este unica în lume și Croitoru, Roxana, va fi ea. Tot unica. Da, tot unica, să știi, domnișoară, da? Da, da, da. Ca să înțelegem lucrurile astea frumoase. Nimeni nu va egala pe Maria Lătărețu, nimeni. Okay. Cred că nici nu trebuie. Da. Să copiezi sau cum nu. Să zic, să... Mai să avem, ai personalitatea ta. Mai vreți să dați o dedicație? Vreau să spun să nu uite niciodată că gojenii se mândresc cu ea. Păi normal că ea se mândrește, normal se mândrește gojenii cu ea, părinții, bunicii și prietenii dragi și colegii ei dragi. De...
Da, atât. Vreau să-i urez baftă în continuare. Să fie sănătoasă și mulțumim pentru telefon. Da, 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 la revedere. O seară minunată, la Doamne revedere. Doamne ajută! Fetelor, dragile mele, vreau să vă spun că după munca asta avem o publicitate așa, ca să mă duc să mă întâlnesc cu Cupidon, să-i spun că Irina mi-a dat acest buchet frumos de flori, mie, ai mirosit personal. Florea, miroase frumos? Păi normal, la dragoste. Și primim și noi după emisiune? Nu, numai eu. Irina, e, nu mai dai la nimeni. Ești răutăcios. Pare rău. După publicitate, sper să reușim. Hidroservice SRL este soluția problemelor tale. Lider național în domeniul produselor de etanșare hidraulică, având cel mai mare stoc din Europa de Est. România Hidroservice este specializată în fabricarea și comercializarea de garnituri hidraulice, furtunuri hidraulice, kituri complete pentru basculare bene, distribuitoare, rezervoare, pompe, elemente componente pentru cilindri hidraulici, aparatură și piese detașate pentru buldozere, excavatoare, macarale și combine agricole. România Hidroservice execută reparații de înaltă calitate în maximum 24 de ore pentru cilindri hidraulici, subansamble hidraulice, mașini unelte și utilaje cu acționare hidraulică la fața locului sau în atelierele proprii. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Primăverii, numărul 3, la telefonul 0253-228-443. România Hidroservice, rămâi în compania celor puternici. SECE Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale, reparații fisuri produse de lovituri de pietre. SECE Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm poliș profesional de faruri și stopuri. SECE Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Fascinanta Grecie este la doar un pas. Atmosfera elenă, aromele îmbietoare și spiritul pasional le găsești la taverna grecească Eleonas. Îți oferim o experiență culinară inedită. De la fructele de mare la carnea pregătită în mod tradițional grecesc, la cărbune sau la proțap, pește și clasicele salate. Simte savoarea mediteraneană la taverna grecească Eleonas din Târgu Jiu, zona Abator, lângă sediul ITM. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția! TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. SECE Raico SRL, dealer autorizat Husqvarna, îți oferă soluții pentru munca de grădină. Aici găsești produse performante și durabile. Motofierăstraie, mașini de tuns iarba, motopompe. O gamă variată de unelte, echipamente de protecție și accesorii. Le găsești la sediul nostru din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Club For You, locul în care rafinamentul și eleganța se îmbină perfect cu distracția. Club For You. Atmosferă întreținută de DJ profesioniști și de cei mai în vogă artiști. Situat în Motru, lângă supermarketul Biocela.
Clubul în care vrei să revii de fiecare dată alături de prieteni. For You. For You. Evoluția înseamnă dezvoltare și civilizație. Acum, civilizația în comerțul cu materiale de construcții poartă în Gorj un singur nume, Depozitele Max. O nouă atitudine, o nouă prezentare pentru toți gorjeni. Când vii la Max cu lista materialelor, acum e mult mai plăcut și mai ușor să le găsești pe toate. Și nu glumim, la Max găsești absolut totul pentru casa ta. Și pentru că respectăm clienții, toate mărfurile sunt expuse pe categorii, iar echipa noastră de consultanți te ajută cu orice fel de informație despre produsele și serviciile noastre de livrare și transport. Despre prețuri vă spunem doar atât. Sunt printre cele mai mici de pe piață. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 214 sau pe strada Narciselor, numărul 35. Max, pentru casa ta. Cabana Sohodol, situată pe pârtia de schi din Rânca, oferă condiții ideale de cazare la prețuri accesibile. Atmosferă primitoare, camere spațioase și călduroase. Cabana dispune de restaurant propriu care vă așteaptă la o masă ca la mama acasă, la gura sobei. Hotărât să îți mobilezi casa, dar nu știi de unde să începi? Acum ai soluția MobExpert în Târgu Jiu, în sediul complexului comercial Eurosport. MobExpert prin Eurosport oferă cea mai mare colecție de mobilier. Living, dining, dormitoare, colecție de canapele, bucătării, mobilier de grădină. Consilierii MobExpert îți oferă soluția ideală de a-ți decora casa printr-o gamă largă de decorațiuni interioare și exterioare. Iar dacă nu ai toți banii, noi am găsit o soluție. Rate cu dobândă zero. Ne găsiți pe calea București numărul 9 în incinta complexului comercial Eurosport. Da, uite, ne-a prins așa dragostea vorbind. Măriuță, îți spuneam să înceapă să cânte Mariana Palavu. Măriuță, nu zici ceva așa a capela pentru mine de dragoste? Ia. A capela, ce să zic, Ioane, ție? Uite, mamă, mă sunt îndrăgostit și eu. Cântăm ceva, că uite, sunt îndrăgostit. Ioane, Ioane, ce frumos e iubitul. Când iubești, Ioane, ce-ți place, cum își cere sufletul. Ioane, Ioane, ce frumoasă-i dragostea. Când iubești, Doamne, ce-ți place, cum își cere inima. Cum își ce vrei mai mult de atât? Ce cum sfat vrei tu mai? Inima, iubește, mândră, iubește, părucă. Oh, ne iubește și un prieten. Alo! Prieten. Alo! O, sănătate multă! Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitatele dumneavoastră să rămânile din tot sufletul. Bun venit în casele noastre. Bună seara. Sunt Drăghici Dănuț de la Turceni, de la Strâmba, și aș vrea să urez și eu familiei Mircea Ilarie aniversarea, a ziua aniversării, cu doamna Cristina Simion, un cântec pe care îl dorește dânsa, că îl cunoaștem, ne cunoaștem și știe ce preferințe are. Da, domnul Drăghici, dați-mi voie întreaga emisiune să vi-o dedic dumneavoastră și în familiei dumneavoastră și tuturor celor care se află acolo la chef, unde trebuia să fiți și dumneavoastră. Din păcate, n-am din păcate, n-am putut, da, știu, aveți probleme de sănătate. Da, să fiți sănătoși și să ne urmăriți cu drag. Mulțumesc, da, în fiecare dată vă urmărim, toată familia. Numai bine, o seară bună. Vă mulțumim pentru telefon. O seară minunată. Doamne și ajută. Să vă însărnătoșiți repede. Așa aș vrea și eu, dar nu se poate mai repede decât e dat de la... Numai bine să rămâne. O seară minunată. La revedere. Mulțumesc mult, Măriuță. Ioane, Ioane, dacă te pun eu pe tine la muncă, acum e serioasă. Păi muncă de-aia serioasă, venit. De-aia așa. De-aia am venit. Cu mare drag. Dragi prieteni, colegii mei din regie, Găbiță, să trăiești, că vine Valentin. Pune-o pe Măriuța la muncă, tată. Numai să cânte. Muzica.
lacrimă, pentru tine inimă, pentru tine inimă. Că singură îți faci rău, când iubești ce nu-i al tău, când iubești ce nu-i al tău. Nu vrei pe alții să-i desparți, dar ți-e greu când știi că împarți ce iubești cu altcineva și suferi inima mea. Nu vrei pe alții să-i desparți, dar ți-e greu când știi că împarți ce iubești cu altcineva și suferi inima mea. Din lume câți oameni sunt singuri pe acest pământ, singuri pe acest pământ. Niciunul nu ți-ai ales, nici când nu m-ai înțeles, nici când nu m-ai înțeles. Tu nu vezi că faci păcat ți-a dat și mai rău te chinuiești, cum să fac să mă înțelegi? Tu nu vezi că faci păcat când iubești nu ți-a dat și mai rău te chinuiești, cum să fac să mă înțelegi? Știu, mamă, că nu e bine, dar ce să fac, vai de mine, când în ochii
până acum. Am trecut prin ce treci tu, cum de știu ai să iei seama, când ai să fii și tu mamă, fata mea îți spun acum. Am trecut prin ce treci tu, cum de știu ai să iei seama, când ai să fii și tu mamă. Știu, mamă, că nu e bine, dar ce să fac, vai de mine, când în ochii lui privesc, când din picioare mă topesc. Mamă, ai grijă, gândește, vezi că inima greșește, nu mi-ascultă vorbele, dar ascultă sfințile. Zice mama către mine. Frumos cântec. Da, o salut pe mămicuța mea, pe tati, frățiorul, cumnata, nepoțelele, toată familia. Și cred că ne urmărește și soacra mea pentru mami. Ca și zic eu la soacra mea, îi zic mami. Și pe ea și pe amicuță, cred că se uită și fetița. Nu știu dacă se uită acum la mine, nu știu dacă prind acolo unde sunt ei la Hobița. Îi salut și pe toți consătenii de acolo. Ne văd pe internet, se vede, ne vede pe internet, pe cablu, de ce nu, că ne văd și cei din China și din America, da, și toată, da, lumea, de ce nu, toți prietenii noștri pentru ne urmăresc. Pentru toți telespectatorii care ne urmăresc cu drag. Așa este. Vezi, măi, Simona, ce spune Simona, deci trebuie să-i aduc mielul lui Simona, lui Cristina, tot timpul îi zic Simona și când am sunat-o, Simona, Cristina, Simona, da? Tu ești pentru mine Cristina Simion, da? Corect. Nu-i nicio problemă, nașule. Oh, Dumnezeule! Măi, Finuța, hai să spunem noi, alo! 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 Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Domnul Ion Drăgan, da? Da, eu sunt în fața dumneavoastră, mă vedeți? Sănătate! Da, vă văd, cum să nu? Așa! Este un prilej de bucurie să fiu în această seară în legătură directă cu dumneavoastră. Vreau să le felicit pe invitatele dumneavoastră. Sunt voci ale muzicii populare, în special Cristina Simion. Este o solistă de excepție, o voce a Olteniei și un nume, muzica populară, pot spune. O iubesc, o apreciez și o stimez foarte tare. Vocea mi se pare cunoscută. Îi doresc mult succes pe drumul cântecului popular, atât dumneai cât și celelalte domnișoare care este în dreapta dumneavoastră. Mulțumim frumos! Să trăiți, să ne încântați și să ne bucurăm de cântecile dumneavoastră mulți ani. Dacă ne spuneți cu cine avem onoarea! Bănuiesc că aveți urechi muzicală și depistați voci. Chipăila? Da. Wow. Mi-am dat seama, eu, după accentul tău din la Focșani. Da. Să trăiască tot Focșaniu. După accentul meu mă lătrănesc. Bine, acolo. Mulțumim pentru intervenția telefonică, ne bucurăm că ești alături de noi, dragă colegule. Eu nu știam exact că tu ești în seara asta, Cristina, la Ion Drăgan în emisiune, dar mi-a spus altcineva și zic ea să... Ne vede pe internet, tu ai mă din la Focșani. Da, vă văd pe internet și zic, hai să intru în direct să... Mi-ar face plăcere să-mi ia alături aici de mine, știi? În Gorj. Da. N-ai fost niciodată în Gorj, decât pe la Severin ai fost la un concurs, nu? Da. E, vezi? Te aștept, da. Mariusica. Cu mult drag și îți mulțumesc pentru telefon. Mi-ai făcut o surpriză. Mulțumesc, mulțumim frumos. Mă bucur că vă... Eu am stat și te-am avut la telefon și poate ne revedem cât de curând. Cu mult drag, Mariusica. Sănătate din toată inima și te mai așteptăm cu drag. Să ne mai urmăresc în continuare, să știi, să-mi spui toate defectele mele. Da, da, da. Păi te-am urmărit și când ai avut-o pe Anica Ganțiu în emisiune. Mulțumesc. Și pe Ileana Lăceanu. Deci ești iubit pretutindeni. Da, nu eu, voi mă face să fiu iubit. Păi, colegii mei mă fac să mă vadă Toma Pamondu și în China. Colegul meu drag de cele mai multe. Colegul meu drag de cele mai multe. Mulțumim. Și să ne vedem cu bine. Cu mult drag. Sănătate, Mariusica. Mulțumim de telefon. La revedere, o seară frumoasă. La revedere. Bine, la revedere. E coaforul meu. De cele mai multe ori când ne întâlnim la posturi de televiziune, el mă face frumoasă. Vezi, măi, Cristina, da, prietenii, colegii de cântec. Așa, mulțumesc mă bucur frumos. Îmi crește așa, mi se deschise, da, inima.
Da. Că ne urmărim pe internet, cum eu spun, în China. Salutăm poate... și pe Amalia de la Argeș, dacă ne urmărește de această dată. Ai tu ce ai cu China, da, chiar cu China ce ai? Emisiunea ta, păi vreau să mă duc în China și eu. Avem prieteni în China, deci Gabi a fost în China avem și mi-a spus. Aici. Și noi chinezi. Avem? A, da? Nu știam. Ei știu de dragoste asta, dar noi... Poate mă duc în China și poate îmi dă un telefon. Alo? Alo? Adio. Alo? Bună seara! Bună seara, domnul Drăgan! Bună seara și frumoaselor dumneavoastră invitate! Vă pupăm! Bună seara! Da, bună seara! Dați un pic televizorul mai încet să ne auzim și noi! Eu sunt bătrân! Da, vă doresc multă sănătate și să fiți iubiți! Astăzi sunt de Valentin! Oh! Da. Mulțumim. Aș vrea să salut în mod special pe Costătea, chiar noastră, pe Mariana Palavă de la Vâlta. De acolo sunteți dumneavoastră? Da, da, de la Vâlta. Bună seara, îmi pare bine. Da, să știți că mă dă un CD-ul, Mariana, vi-l aduce bună personal. Seara. Cu mare drag. Da, mulțumesc. Familia Firiza de la Vâlta. Da, doamna Vali, da? Da. Vă pup. La mulți ani, doamnă. Mariana, mulțumesc frumos. Chiar, la mulți ani, să fii sănătoasă. Da, vreau să spun că noi te iubim foarte mult și te apreciem foarte mult. Mă bucur din suflet. Și aș vrea să dedic această emisiune băieților mei, fetei mele, nororilor mele, gierului meu și specialul Costel Firiza, pentru că duminică face o frumoasă vârstă. La mulți ani. Cu mare drag, la mulți ani să fie sănătos. Și pentru Valeriu, dacă am fost colegi. Da, da. La mulți ani, da. Da, Mariana, da. Da, și vă felicit pentru emisiune și o țineți tot așa. Mulțumim pentru mulțumim telefon, frumos, doamnă dragă, frumos. Și la mulți ani. Mulțumesc frumos, la revedere. Și viața revedere. Lungă vă doresc, să fiți sănătoasă. Mulțumesc frumos. Doamne ajută. Măi, Cristinuțo, dragă, Cristina mea, finuța mea, Simioana, eu am zis Simona, dar eu spun Simona sufletește, dar tu ești Cristina Simion. Te pun, măi, fatălică la treabă. Cu mare drag. Deci, Gabița, vreau să spun că va cânta pentru tine, Gabi, va cânta Cristina Simion. Ai auzit, Gabi? Thank you.
nu-mi-n față vine în coa, nici luna, nici stelele nu mi-l aduc pe nica, nici mărgărita rufăre nu mi-l față vine în coa. După ce-ai iubit odată inima să-ți fie scrum, să umbli pe drum nebun și să tânjești viața toată. După ce-ai iubit odată ți-aduce aminte nipuță când stăteam în grădinuță, îmi împleteai cozile și-mi sărutai buzele, nici luna, nici stelele nu mi-l aduc pe nica, nici mărgărita rufăre nu mi-l fac să vină în coa. Uite, vezi? Mulțumesc mult, Cristina, că te-ai gândit. Ți-am dedicat un cântec. Da. Cu mare drag. Ioane, Ioane, nu mai bea. Pentru că te rede-n sat lumea, tot satul te știe, Ioane, că pe vinul când ți-e foame. Ți-e foame. Eu să știți că am vin aici. Colegi, uitați-vă. Uitați cum pun vinul. Da, arată cana mea, ca ta, ogoliș. Uitați-i vin. Priț!
ai prinse-i dubitea, dar făcui numai prostii. Păi uși-o din vinul tău, țără, că tu dacă bei tu, duci acasă și nu vrea. E vin de la Vâlta, să știți. Știe, da, păi știe. Gabi știe, le știe toate pe Gabi. Gabi îți spune, se aduce o stie. El e de la Bâltișoara, Gabi îmi spune mie. Da? Că nu te știam. Apreciază foarte mult și mulțumesc. Se aduce vinul ăla al tău care l-ai tu. Da, Gabi, cum să nu? Cum să nu? Se rezolvă. E... Ia să vedem noi, după ce am băut vinul ăsta. Alo! Alo! Bună seara! Alo? Bună seara! Vă ascultăm, domnul meu. Dacă dați noastră puțin mai încet și faceți și dedicația. Ioane, Ioane, nu mă iubea. Uite ce am băut pe aici. M-auziți acum? Da. Bună seara, cu cine am onoarea? Toni. Cu? Toni. Cu domnul Toni. Bine ați venit, domnul Toni. Bine v-am găsit. Aș vrea să o dedicați pentru maică mea. Pentru mama dumneavoastră? Da. Pentru așa? Pentru? Pentru maică, pentru tatăl meu. Așa? Pentru sorul meu. Pentru toată familia? Da. Așa. Pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumim. Din suflet. Și pentru domnișoarele mele, nu? Doamnele mele frumoase. Da, da, și pentru... Dedicați cu ea și când dacă se putea. N-am înțeles nimic, domnul Toni. O dedicați cu Niculina Stoican, se poate? Cu Niculina Stoican! Da. Dacă vine doamna Niculina Stoican, cu mult drag, o salutăm pe Niculina, dar aici am pe Mariana Paravu și Cristina Sibiol, deci m-ai dat peste cap, m-am bâlbăit din cauza vinului. Păi uite, Mariana Paravu am aici și Cristina Simion. Și cu ea este un... Cu mare drag, domnul Toni! Vă mai așteptăm! Să aveți sănătate! Oh, of, 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 aici este vina, este Gabi. Gabi că a băut vinul, aia. Nu este Gabi de vină, fiecare cu preferințele lui. Dacă... Eu am zis, Gabi, că tu nu semeni tu cu Niculina Stoican, nici tu nu semeni cu Niculina Stoican. Nu. Tu ești Simona, Simona Cristina Simion, Simona, ce-am cu Simona, și tu ești Mariana Palavă, nu? Da. Uite-te, Ioane, Ioane, nu mai bea, că scade casca ta. Uite, vezi? Asta e. Măi, Gabi, măi! Nu știu dacă mă aude Gabi peste deal. Chelin. Negociem un telefon, îmi spun prietenii mei dragi. Alo! Alo, bună seara! Sărmâna. Bună seara! Bună seara! Ce hotărâre! Adnana de la Turceni sunt. Cine? Adnana de la Turceni. Adnana, fiica mea, da? Da. Hey, bun venit, mami! Vreau să vă salut și să spun, mami, că noi suntem aici în plină petrecere și că te așteptăm. Așteptăm să termin acolo și să vii să ne cânșoiți. Da, pui mama. Te salută toți. Și noi vă pupăm și mulți, mulți ani fericiți lui domnul Mircea și să vă petreceți. Venim până... și noi acum, venim, uite, cu vin toții cu Mariana. La mulți ani și distracție plăcută. De ce nu? Așteptăm. Felicitări pentru emisiunea dumneavoastră. Uite, mulțumim, aici e preferata ta. Chiar i-am zis să-ți facă dedicație cântecul, să-ți dedice cântecul preferat al tău. Vreau să spun că am, o să fim între mine, am cântat și am cântat muzică populară. Bravo! Bucur, mama, mă bucur, mă bucur. Vă uite, și... mulțumesc din suflet pentru telefon. Și noi te pupăm. Eu vă mulțumesc. Și chiar pentru tine va cânta Mariana și rog pe Găbiță să caute piesa Fata mea rază de soare și ia mai zi danțul o dată. Măriuță? Îl mai zicem, cum să nu? Îl zicem. Deci, dragi prieteni, va cânta acum Mariana Palavu pentru că e foarte grăbită să aducă vinul lui Gabi și lui Irina să ne aducă un buchet de flori pentru că l-am primit eu. Adică Irina mi-a dat buchetul de flori. De ce? Așa. Vezi mai mare, dragu, mi-a trecut norocul pragu. Am un pui de rânduni
vezi mai mare dragul, mi-a trecut norocul pragul. Fata mea rază de soare, muncesc cu drag să-mi crești mare. Și cu minte și frumoasă vreau să te știu sănătoasă. Fata mea rază de soare, muncesc cu drag să-mi crești mare. Și cu minte și frumoasă vreau să te știu sănătoasă. Și-a dorit o fată, ce folosnică e tată. Fericit îmi văd bărbatul, folos ca el nu-i altul. Că el și-a dorit o fată, ce folosnică e tată. Fata mea rază de soare, muncesc cu drag să-mi crești mare. Și cu minte și frumoasă vreau să te știu sănătoasă. Fata mea rază de soare, muncesc cu drag să-mi crești mare. Și cu minte și frumoasă vreau să te știu sănătoasă. Orice s-o văd cum crește și că nimic nu-i lipsește. Zâmbetul fetiței mele mi-alină zilele grele. Fac orice s-o văd cum crește și că nimic nu-i lipsește. Fata mea rază de soare, muncesc cu drag să-mi crești mare. Și cu minte și frumoasă vreau să te știu sănătoasă. Fata mea rază de soare, muncesc cu drag să-mi crești mare. Și cu minte și frumoasă vreau să te știu sănătoasă. Doamne, aseară lângă-i mei părinți la țară, cum îi sărutam pe frunte și pe tâmplele cărunte. Dar cocoșii m-au trezit și din vis am tresărit, în ochi cu lacrimi de dor, de bocu părinților mă. Dar cocoșii m-au trezit și din vis am tresărit, în ochi cu lacrimi de dor, de bocul părinților mă. Și tată, pentru că sunt măritată, sunt la rândul meu părinte. Nu-i ușor acum se simte. Acum fac și eu de seamă, pentru de-ați tată și mamă, munceați din zori până noapte, să-mi faceți voile toate. Acum fac și eu de seamă,
și mamă, munceați din zori până noapte, faceți voile toate. Vă lasă și e de muncă pe acasă. Rămân multe nefăcute, n-are cine să vă ajute. Dar poate miercuri sau joi îmi fac timp să ajung la voi, să vă întreb de sănătate, să le rânduiesc pe toate. Dar poate miercuri sau joi îmi fac timp să ajung la voi, să le rânduiesc pe toate, să vă întreb de sănătate. Mulțumesc din suflet, Măriuța! Mulțumesc și eu, pentru că au făcut o surpriză colegii cu piesele, dacă le pusesem în altă ordine, vreau să... Gabi e de vină, el mi-a spus. Nu e nicio problemă, vreau piesa cu fetița să o dedic doamnei Cristina Simion pentru fetița dumneai, că știu că îi place foarte mult această melodie. De aceea mare drag. Și permis să o cânt odată. Da, am văzut colegii că au făcut, tu ai cântat ultima strofă, deci tu trebuia să te duci să... Faci treabă. Da. Păi eu n-am cântat la Ioane, Ioane nu mai bea? Am văzut. Ne-am cântat. Așa, și cea a doua piesă cu părinții, pentru părinții mei. Vă iubesc mult, tati și mami, și pentru toți cei care au părinți, le trească. Pentru toți părinții dragi. Deci... E ceva sfânt. Sunt sfinți pentru noi. Părinții, să ne trăiască. Mulțumim, pentru că la fel. Tot copii suntem. Bună seara! Bună seara! Să rămână mult! Bună seara! Bună seara! Sunt Adriana din Turceni. Să rămână, doamnă. Bine ați venit. Să fac și o dedicație pentru soțul meu, Costel, și băiatul meu, Fabian, să cânte Cristina ce dorește ea. Chiar acum va cânta Cristina. Toate cântecele noastre din această seară să fie pentru dumneavoastră și familia dumneavoastră, să fie pentru doamna Vali Uidilă și pentru toți cei care ne primesc cu drag în casele dumnealor. Vă mulțumesc frumos și... O seară bună, mulțumim frumos. O seară minunată, cu să mult drag mulțumim și lumea așteptă. La fel și dumneavoastră. Cristina, vreau să dedici piesele tale care le cânți pentru familia Iovan de la Vladimir. Cu mare drag. Am mers eu prima dată și am cântat acolo. Îi salut cu mult drag. Vreau să-mi salut și eu colegii de la Școala Populară de Artă, pe toți, pe domnul director Viorel Gârbaciu, pe domnul director Ștefan Popescu, colegii de canto, elevii mei, toți cei care ne urmăresc, toți care se iubesc, de ce să nu spunem asta, și pentru domnișoara Violeta și părinții dumneai, și pentru părintele Bogdan, îl salut cu mult drag, și soția lui. Mă pui la treabă, da? Te pun la treabă, după ce spunem alo. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Bună ascultăm! Sunt Dumi din Turceni. Dacă ne dați un pic televizorul, un pic mai... Imediat. Haideți, hai să facem așa. Și vreau și eu pentru doamna Cristina, mă cunoaște foarte bine. Sigur că vă cunoaște, că dacă sunteți de la Turceni. Cum mă cunoaște, ea vine bombonel. Ha, da. Bună seara. Da, și aș vrea și eu să-i urez multă sănătate. Mulțumim asemenea. Fericire și vreau și o melodie cu dânsa. Chiar acum va cânta Cristina. Cu mare drag. Pentru toată familia dumneavoastră. Bine, te pumul și ne cunoaștem. Și eu vă pup. Bine, doamna Cristina. O seară minunată. Sănătate. Vă mai așteptăm cu drag. Vă mai așteptăm. Deci, Gabi, Cristina a zis că vrea să muncească. Cristina, trei la treabă. Într-un județ, baia una pe la leamna,
iubesc. Am trei mândre într-un județ. Mai am una pe la leamna, aoleu, săracă mama. Ce fecioară am mai făcut, că-i nesătul de iubit. La muncă ne-i sprăvit, nu mai pun de pomnit. Copile, mumă, iubești mândrele o lună, iubești mândrele o lună, le lași cu dor la inimă. Aoleu, copile, mumă, iubești mândrele o lună, iubești mândrele o lună, le lași cu dor la inimă. Și te mă gândesc mai bine, ai fi semănând cu mine. Când era mai tinerea, îmi plăcea mult dragostea. Mă tiram după iubit ca un șarpe pe pământ, că dragostea nu te-ntreabă dacă ai sau nu ai treabă. Mă tiram după iubit ca un șarpe pe pământ, că dragostea nu te-ntreabă dacă ai sau nu ai treabă. Plecam pe poteci la vale, unde-o fi ierbă mai mare, să-mi țină moale la șale. Și-apoi ce dragoste, Doamne! Ce dragostea, Dumnezeu să nu-i dea. De nu vei, de nu iubești, la ce dracu mai trăiești? Cui nu-i place dragostea, Dumnezeu să nu-i dea. De nu vei, de nu iubești, la ce dracu mai trăiești? Să iubească și să bea, că tot îți trece viața. Când o fi la rânduială, să ai ce da socoteală, să iubesc și să bea, că tot îți trece viața. Când o fi la rânduială, să ai ce da socoteală. Și nu ai avut habar. Blestemată, blestemată, e ziua când ți-am spus. Blestemat fie și ceasul că te-am iubit pe ascuns. Blestemată, blestemată, e ziua când ți-am spus. Blestemat fie și ceasul că te-am iubit pe ascuns. Te-ai jucat de-ntrepție bine, m-ai făcut să cred în tine. Și cu pietrele vorbeam, nanar meu cât te iubeam. Te-ai jucat de-ntrepție bine, m-ai făcut să cred în tine. Și cu pietrele vorbeam, nanar meu cât te iubeam. Blestemată, blestemată, fie ziua când ți-am spus. Blestemat fie și ceasul că te-am iubit pe ascuns.
blestemată, blestemată, e ziua când ți-am spus, blestemat fii și ceasul, că te-am iubit pe ascuns. N-ai avut de-aia, nu dai, n-ană iubirea din tine. Acum știu de ce mi-ai spus, că fugi n-anăl meu de mine. N-ai avut de-aia, nu dai, n-ană iubirea din tine. Acum știu de ce mi-ai spus, că fugi n-anăl meu de mine. Blestemată, blestemată, e ziua când ți-am spus, blestemat fii și ceasul, că te-am iubit pe ascuns. Blestemată, blestemată, e ziua când ți-am spus, blestemat fii și ceasul, că te-am iubit pe ascuns. Tinuță, mă! Bravo! Nu ai blestemat? Pe ce n-ai blestemat tu așa? Pe nana-l meu din cântec. A, nana-l tău din cântec. Materialul cu cine l-ai făcut tu? Cine? Orchestrația, da? Da, cu cine l-ai lucrat? Am parte din, de fapt, albumul acesta. E orchestrat de Florin Bordeanu și îl salut pe această cale. Îi mulțumim pentru că ne ajută la imprimare, ne ajută, ne face melodii frumoase. Textele, unele dintre texte sunt ale mele personale, dar melodiile le face dumnealui. Na, să trăiască, să ne mai facă melodii. Mulțumim, frumoase. Florin Bordeanu. Da. Îl salutăm pe Florin și l-așteptăm aici la emisiune. Sigur. Chiar eu pe 1 martie o să am o emisiune specială așa și îl invit pe Florin să fie aici alături de mine. Alo! Alo, bună seara, domnul Ionel Drăgan. Sănătate multă, domnule, domn! Deja îndrăgostiților, deci toată emisiunea să fie dedicată invitație dumneavoastră. Mulțumim frumos! Și pentru dumneavoastră de la noi. Soției mele, mamei mele, copiilor mei, prietenilor și colegilor mei de la Rogaz, vecinilor mei și tuturor care mă cunosc, neamurilor și tuturor care mă cunosc. Și am o întrebare. Când o chemați pe doamna Violeta Cojocaru în emisiunea dumneavoastră... Cu mult dracu, eu am vorbit cu Violeta, eu am vorbit și o să vină și Violeta. Știu că este plecată în străinătate. Copilul meu este la Școala Populară de Muzică, la dânsa, este elevul dânsei. Știu lucrul ăsta și o să vină Vio, că eu cu Violeta am vorbit. Și transmită din partea familiei mele multă sănătate și fericire, tot bine din lume și dedicați... emisiune. Vă mulțumim mult pentru telefon și vă mai așteptăm. O seară plăcută și numai bine. Doamne ajută! Mulțumim cele bune! O seară minunată în continuare, domnule. Da, Cristina, un material foarte frumos, un CD să-l asculte toți prietenii, adică fanii tăi, pentru că eu te cunosc foarte bine și ai piese extraordinare de frumoase și un glas foarte frumos. Mulțumim, Măriuță, frumos. Noi ne cunoaștem... Aha. Oricum, nu cred că mai... De mult. Dar ne știm, eu te știu pe tine de... Nu mai vreau să mai spun de unde. Da. Nu mai are atâta importanță. Și ce părere ai tu despre mine? Că ești un om talentat, un om bun și un om cu suflet curat. Hai, zi vorbele tale. Așa, și oficioasă și nu mă suporți și... Nu, e adevărat. Nu e adevărat, dragi prieteni, sau cine ne urmărește acolo? Alo? Noi glumim. Bună seara! Să rămână! Bună seara! Ia spune dumneavoastră, am eu răutate cu fetele astea mele frumoase? Nu, și am onoarea să vorbesc cu dumneavoastră din Câlnic. Bine ați venit la noi! Simionescu e Daniela. E onoare este din partea noastră. Bună și seara. Spune Gabi, prietenul meu și prietenul așa, că vă salută cu mult drag. Mulțumesc și noi vă salutăm și vreau să dedic și eu melodia doamnei Mariana Palavu pentru fetița mea. Cu mare drag. Care are 5 ani și acum doarme. Să vă trăiască. Să vă bucurați de asemenea îngerași. Mulțumesc la fel și pentru fratele meu care este plecat în Franța. Și pentru părinții mei și pentru socrii mei și pentru dumneavoastră. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumim frumos. Și la cât mai multe emisiuni. Doamnă dragă, dacă aveți drum prin Târgu Jiu, eu o să las aici un CD la redacție și cu mare drag vi-l dăruiesc. Mulțumesc din suflet. Cu mare plăcere.
Uitați, este aici și... Rămâne aici pentru dumneavoastră. De domnul Gabi. De domnul Gabi. Da, da. De domnul Gabi. Zice Gabi, domnul Gabi... un domn, vedeți, un om înalt cu muntele și vă zice că a lăsat Mariana un CD la dumneavoastră și Gabi vine așa frumos și vi-l dă. Poftiți CD-ul. Mulțumesc. Uitați. Din suflet, vă iubim din tot sufletul, pe toți. Mulțumim frumos. Doamne, o seară frumoasă. Vă mai așteptăm cu drag. Găbiță, tu dacă mă auzi tu pe mine acolo, mulțumim pentru telefon. Când o cânta prietenele mele, un cântec Mariana și un cântec Cristina, eu să-i spun Simona, dar îi spun Simion, și rog pe Cristina să-mi cânte piesa cu... Slugă la inima ta? Slugă la inimi. Sau... Firei tu, Neică, să... Da, să ne pună piesa 6. O să rog piesa 6 și Măriuța... Firei Neicuță să fii. Firei Neicuță să fii. Și Măriuța. Și îl dedicăm pentru Marga Băluții de la Turceni și pentru nepoțica mea care m-a făcut frumoasă pentru Ilona în această seară minunată. Domnul Robert, el a spus că vă iubește foarte mult. Vă iubește piesele, adică cântecile voastre. Mi-a spus așa, zice, băi Ioane, atât de frumoase sunt, băi, le admir, dar smăritate. Îmi pare rău. Pare rău, smăritate. Să știi, Robert. Nu am cum. Mariana o așteaptă soțul ei drag, se duc acum de sărbători, îți dai seama, de sărbătoarea asta de îndrăgostiți. Și Mariana va cânta o piesă frumoasă, o să spun eu, Tinerețe, tinerețe. A, așa, pentru mine, pentru că nu am vârsta aia. Pentru toți telespectatorii care ne urmăresc cu drag. Avem un prieten care a sunat atâtea ori, l-am încurcat. Dragostea asta de vină. Alo! Alo! Bună seara! Bună seara, domnule! Vă ascultăm! M-auziți? Bun, vă salut și vreau să vă spun și eu că îmi face plăcere să vă urmăresc, apreciez ceea ce faceți. Mulțumesc din suflet! Așa, bun. Doamnele care ne încântă acum... Foarte frumos! Față, foarte frumos, îmi plac foarte mult. Mulțumim. Ca și... Ca prezență, ca voce, ca tot, vă spun eu! Ca voce, nu știu, dumneavoastră știți mult mai bine. Păi cum, domnule, ca voce? Cântă extraordinar de frumos, vă spun eu. Eu ce zic e adevărat. Nu contez, dar ne ferește. Așa. Da, este adevărat, îmi place că în România încă se mai țin o chestie cu cultura și chestii de genul, să fac o și cacofonie. Vă respect, vă apreciez foarte nimic, mult. Nu-i nimic, că și-o fac N fac. Da. Noi suntem aici între prieteni, să știți. Mulțumim frumos și vă dăruim un CD. De unde sunteți? Nu are importanță de unde sunt. Vă urmăresc de mult timp. Păi dacă nu aveți importanță de unde sunt. Dacă puteți de unde trece sunt. Să luați dacă un CD de la noi. Dacă colega mea Mariana vă dorește un CD. Și pe doamna Mariana, domnișoara sau doamna. E doamna? Da, bun, o cunosc. O cunoașteți. Jos pălăria. Da, da. Jos pălăria pentru dumneavoastră. Frumos. Mulțumim pentru telefon și vă mai așteptăm, să știți. Da, fără niciun fel de problemă. Atunci când se poate, intervine. Sănătate, la revedere! Cu mare drag! Măi, frumoaselor mele, doamne, dragostea asta v-a cuprins așa, dragostea de mine, în primul rând, că ați venit la mine, vă mulțumesc. Chiar am venit suflet. De plăcere. Da? Pe nu v-a forțat nimeni. Nu. Am venit de plăcere, de bunăvoie și nesilită de nimeni. O să mai venim dacă... Mai veniți? Cu mare drag, da. Ne-am simțit bine. Și colegii bine. Mei vă spun direct să mai veniți, că vă... De ce nu? Nu, ne e drag de toți colegii de aici, așa că... Auzirea, de asta trebuie să fie drag de noi. Ia să văd. Da... Da, cu Irina și cu Robe de la Sunet. Irina, uite ce mi-a oferit mie acest frumos buchet de flori. Mulțumesc, Irina! Uite! Oh, Doamne, ce frumusețe e aici! Oh, nu, drăgane, fii cu minte! Mai avem un prieten, este ultimul pentru că Alo? Vă spun eu! Alo? Alo, bună, doamna Cristina! Bună seara, bună cu cine avem onoarea? Bună seara și mea, Ion! Tot un fost... Așa. De la dumneavoastră. Așa. CD-ul de la dumneavoastră. Vreți un CD? Da. Cu Cristina și cu Mariana vi-l lăsa aici la regie și veniți să-l luați. Da, de unde sunteți? Da, puteți să-i dau la Cristina, că-s vecina acolo, la Turceni. A, bine, păi dacă nu știți cum Cristina nu vă știe. Ajutați-mă că nu-mi dau seama. Ion Duman. Din Valea Vie. Corect. Gata, uitați la veți. Mare drag. Unu. Și unul, le împachetăm, Cristina le iei, mamă. Da, dimineața ne întâlnim și
Ne întâlnim dimineața și... Da, mă duc eu la doamna Cristina, da, sunt eu numai din Valea Vie, mă știe doamna Cristina. Cu mare drag, vă aștept, sigur. Că vă știe. Și vi-l dăruiesc cu mare drag. Vă mulțumim mult pentru telefon, vă mulțumim și vă mai așteptăm. Să rămână, o seară minunată. Doamne ajută, mulțumim de telefon. Domnișoarelor drage, doamnelor, dragele mele, prietene, colege de cântec, repede a fugit fină, timpul. Nașule. Nașule, fină. Măriuță. Măriuță, Mărioară. Eu mă suntem bucur în familie că ați venit și ne simțim aici. Bine aici. Și noi îți mulțumim de invitație. Știu că o să mă vadă prietenii mei din China când pun mâna la ureche așa. Mă văd că... Și vă spun, Găbiță, dacă mă auzi tu acolo pe mine, mă auzi? O să ne spunem la revedere și vă aștept și săptămâna viitoare. Va cânta Cristina Simion și va încheia Mariana Palavu. Eu vă zic la revedere și vă aștept! Vinerea la revedere! Viitoare. Thank you.
multe visuri împlinești. Ani tinereții au dulceața vieții, cu bani aș plăti să mi pot opri. Și-mi-e dragă viața. Dar tinerețea e o floare, ce păcat că-i trecătoare. Și dacă n-ai tras folos, ai pierdut ce-a fost frumos. Dar tinerețea e o floare, ce păcat că-i trecătoare. Și dacă n-ai tras folos, ai pierdut ce-a fost frumos. Ani tinereții au dulceața vieții, cu bani aș plăti să mi pot opri. Cât sunt în putere, trăiesc cu plăcere, ca floarea-mi-e fața și mi-e dragă viața. Către canii tinereții, ca roa de dimineață, ți se duc anii din viață. Fă-ți omule pofta vieții, către canii tinereții, ca roa de dimineață, ți se duc anii din viață. Ani tinereții au dulceața vieții, cu bani aș plăti